rămas datoare cu din platou, doamna mi-a spus că sunteți responsabile de chiftele. Da, chiftenuțile. Deci le povestiți cum le-ați făcut și eu în timpul ăsta le arat și le mănânc. Nu povestesc cum le-am făcut. Am curățat somnul de mațe, că atât are. I-am tăiat capul, i-am dat pielea la o parte, am luat carnea de pe oase, am dat-o prin mașina de tocat, apoi am amestecat-o cu un ou, cu usturoi, cu mărar verde tocat mărunt, cu puțin cimbru uscat. La piftelele de pește, ce au ele, să spun, un plus sau deosebit față de pifteluțele normale, să fierb. Depinde de cantitatea de pește care ai. 1-2 cartofi în coajă și puțin morcov. Când începe să intre furculița în ei, devin foarte moale. Se pisează și se adaugă în compoziția asta de pifteluțe, se amestecă cu totul. Se formează pifteluțele, se dau un pic, un puțin de făină și se prăjesc. Care l-am mâncat până acum. Nu neapărat din somn. Eu ce vă spun, vă spun ce am făcut, ce am avut în casă. Am avut somn și am făcut din somn. Că nu are oase. Da, somnul e de preferat că îl dezosesc mai repede. Da, și nu are oase. Și nu te chinuiești. E mai gras și mai gustos. E foarte dulce. Din orice pește mare poți să faci. E pregnant ca pește. Nu se simte gustul de pește. Probabil ați mâncat mai mult pește de crescătorie. Cel din Dunăre clar are altul gust. Nu se compară. Are altul de dulceagă, e gustos. Nu e ca ăsta de crescătorie. Sigur.